dacă Ana Maria este personajul tragic al acestei cărți, personajul memorabil pentru mine este Mariana, este mama ei, este cea care supraviețuiește, cea care rezistă și se luptă de-a lungul întregului roman ca să supraviețuiască mai întâi în epoca socialismului victorios și apoi într-un Occident destul de rece cu auslandării, într-o Austrie foarte scrobită și în același timp foarte glacială cu încercările acestor estici de a ajunge într-un centru. Da. În orașe precum Viena sau Parisul, Viena l-am ales în acest roman, al Parisul în romanul Proș al Salmului, lucrurile sunt oarecum așezate și conform unei parabole biblice, diavolul stă la poarta cetății. Noi față de ei suntem cumva privilegiați. Încă ni se dă posibilitatea să alegem. Încă diavolul își face de lucru aici, într-un oraș ca București și într-o țară ca România. Într-un oraș ca Ierusalim își face de lucru încă și mai adânc. Sunt principalele lucruri care am vrut să le sugerez și nu îmi dau seama în ce măsură am reușit să-mi spună Paul Cernat și Daniel Cristian lucrurile astea. Mi-ar fi plăcut să fie și personajul și persoana de la care a pornit romanul aici de față. Ea este într-o călătorie de afaceri la Saigon. Se va reîntoarce și la o următoare lansare, poate să fie, și o să spună ea tot ce are de spus. Deocamdată a spus câte ceva în ziarul Gândul de ieri. Într-un material titrat, asta nu este Ana Mariana. Bineînțeles că nu este a ei. Una e Ana Maria a ei, una e Ana Maria a mea și una e Ana Maria cea din realitate. Ana Maria are mai multe fețe, pentru care eu am profitat de acest lucru.